Mai mulți elevi ai Colegiului Tehnic Ion Mincu din Timișoara au venit la proba orală de limba română cu gândul să scape cât mai repede. Voiau să ajungă cât mai repede la ștrand. Tinerii au stat mai mult cu burta la soare decât pe carte. O recunosc cu nonșalanță și se laudă că n-au irosit mai mult de 2-3 zile pe învățătură. Spune-ne, o poezie ai învățat pentru parcă? Nu, ce a făcut? Spune-ne, primele versuri. Nu știu așa bine, acum e oralul, nu e așa de... A fost odată ca în povești? O prea frumoasă fată din Rude Mari, Împărătești. Nu mai știu. A fost odată ca în povești? A fost ca niciodată prin... Nu mai știu. Din Rude Mari, Împărătești, o prea frumoasă fată. Și cam atât. Nu prea merge. Nu prea merge. Cum te-ai pregătit pentru parc? V-am învățat cam tot ce... Nu foarte mult. O zi, două. Cum te-ai pregătit pentru bacalaureat? Așa. Am învățat cât. Câte zile? Două, trei zile? Da. Nu mult. Nu mult? Da. O poezie ai învățat? Nu. Nu știu poezie. Tinerii au o explicație. La Timișoara a fost caniculă, așa că s-au îmbrăcat lejer. Mult prea lejer, se plâng profesorii care i-au trimis acasă să se schimbe. Le-am pretins să vină într-o ținută decentă. Consider că acest examen, dincolo de valoarea lui din punct de vedere științific și a răspunsurilor pe care le vor da, este și examen de maturitate. Ori un examen tratat cu toată seriozitatea, așa că le-am pretins tuturor absolvenților să vină la examen îmbrăcați decent. La Arad a fost la fel de cald, însă elevii s-au dovedit mai rezistenți la această provocare. Cum te-ai descurcat cu canicula? Chiar în prima zi de bacă au venit căldurile. Am avut noroc că am fost de dimineață. A fost bine, având în vedere că e umbră pe partea aceasta. Nici subiectele nu i-au încins prea tare. Mi s-a părut ușor, m-am descurcat. Eu zic că toată lumea poate să ia experimentat. În ce a costat, practic, examenul care te uiți să... Am avut un text și întrebări pe baza textului, la asta la punctul 1, iar la punctul 2 am avut de argumentat un anumit lucru. Mi s-a părut foarte ușor, având în vedere că am făcut doar două modele de subiecte la clasă. Te-ai pregătit în mod special pentru proba asta? A fost mai... Cum zic? Ieri te așteptai să fie mai greu decât a fost? A fost ușor, mă așteptam să fie puțin mai greu, dar a fost ușor. Proba orală la limba și literatura română a fost cea care a deschis sesiunea de vară a bacalaureatului 2014. Subiectele au constat dintr-un text literar sau non-literar, pe baza care au fost date diferite exerciții care ar trebui rezolvate de elevi, subiecte care, a cărui grad de complexitate trebuia adaptat în așa fel încât să poată fi rezolvat în aproximativ 15 minute. De menționat că elevul primea la intrarea în sală și un timp de gândire tot de aproximativ 15 minute. Rezultatul era exprimat la sfârșit sub forma gradelor de competență, începând de la începător, continuând cu mediu avansat și experimentat. Astăzi, 10 iunie, a început prima probă din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2014, conform statisticilor pe care le-au încărcat școlile, liceele, respectiv pe platforma de bacalaureat. Avem înscriși pentru susținerea probei A, de evaluarea competențelor de lingvistice de comunicare orală în limba și literatura română, deci avem 2824 de candidați care susțin proba, pentru că, după cum știți, există și candidați cărora le este recunoscută sau echivalată această probă. Pentru ziua de astăzi au fost programați în toate cele 41 de centre de evaluare 1660 de candidați. Elevii din Baia Mare s-au declarat încântați de prima probă la BAC și sunt convinși că vor obține calificativul avansat. Scripturile au fost destul de ușoare, a fost o atmosferă plăcută, create de către profesorii examinatori. Ai emoții pentru vreo probă de la bacalaureat? Da, bineînțeles, emoțiile sunt naturale, este un examen important, condiționează intrarea la facultate, viitorul tău până la urmă. A fost... un examen normal, consider eu. Profesoarele au fost foarte amabile și în același timp nu au schițat niciun zâmbet, nici nimica serioase. Nu am știut dacă să zicem bine sau nu, noi trebuia să vorbim, dar subiectele au fost normale, nu pot să zic că au fost grele, însă nu au fost nici foarte ușoare. A fost ușor pentru că mi se pare că aici trebuie să dezvolți puțin o
public speaking-ul, oratoria, e un lucru pe care ar trebui să-l dețină, o calitate pe care trebuie să dețină fiecare licean care termină 12 clase. Deci, pentru mie, mi se pare ușor. În continuare, programul bacalaureatului este următorul. Până în 12 iunie continuă proba orală la limba română, iar în aceeași perioadă, în intervalul 11-13 iunie, are loc și proba orală la limba maternă. Urmează evaluarea competențelor digitale în perioada 16-20 iunie și a celor lingvistice într-o limbă de circulație internațională între 23 și 27 iunie. În 30 iunie are loc proba scrisă la limba română, iar la 1 iulie cea la limba maternă. Bacalaureatul se încheie cu alte două probe scrise, proba obligatorie a profilului și cea la alegerea profilului și specializării în 2, respectiv 4 iulie. Rezultatele vor fi afișate în dimineața zilei de 7 iulie, urmând ca după ora 12 acestei zile să poată fi depuse contestațiile. Între 8 și 10 iulie are loc analizarea contestațiilor, iar în 11 iulie vor fi afișate rezultatele finale.